Bun găsit! Foarte mulți dintre noi cumpărăm mai multă mâncare decât putem mânca. Nutriționistul Marilena Oprișanu este alături de mine astăzi și ne va spune cum putem să combatem risipa alimentară. Adică ce ar trebui să facem astfel încât să nu mai aruncăm atât de multe alimente. Așadar, Marilena, ce facem până la urmă dacă am cumpărat prea multe fructe, prea multe legume sau chiar ouă, carne, care desigur se strică mai repede? În primul rând, aș vrea să încep printr-o statistică pe care am citit-o de curând, care sună îngrijorător. Faptul că România risipește, aruncă peste 2 milioane de tone de alimente anual, iar fiecare român ajunge să risipească până la 129-130 de kilograme de alimente pe an, ceea ce este îngrijorător. Foarte mult, da. În acest sens, aș vrea să vin cu câteva recomandări practice pe care putem să le aplicăm chiar de acum. Ar trebui, în primul rând, să avem o mai bună planificare, da? Să ne organizăm mesele, măcar pe săptămână. Nu până la organizarea meselor, aș începe cu o listă de cumpărături. Un inventar, să vedem ce avem în casă. Lista din cămară, lista din frigider, lista din congelator. Apoi facem o listă de cumpărături, ne notăm de principiu prețul și de unde achiziționăm alimentul. O altă recomandare ar fi, când mergem la cumpărături, să nu fim niciodată flămânzi, pentru că cu siguranță nu vom lua cele mai bune alegeri. Vom cumpăra mai mult. De asemenea, aș recomanda să nu ne lăsăm păcăliți de aceste oferte 3 la preț de una, pentru că de cele mai multe ori e un termen de valabilitate care va expira în curând și, practic, deșeurile din magazin, eventuale deșeuri, le vom transfera la noi în cămară. O altă etapă importantă este depozitarea. Când ajungem acasă, să depozităm în cămare și pe raftul dulapului alimentele în funcție de data de expirare, așa încât le punem în față pe cele care vor expira mai curând și în plan secund celelalte care vor expira în următoarea perioadă. De asemenea, în frigider. Producătorii de frigidere furnizează cu un manual de instructaj, cu grade de temperatură și ce trebuie să punem pe fiecare raft. Și aceste recomandări nu sunt întâmplătoare, pentru că ne ajută să păstrăm mai mult mâncarea și să evităm risipa alimentară până la urmă. Și așa o să stric succint. De exemplu, pe primul raft de sus ar trebui să punem mâncarea preparată termic, pe care am hotărât să o menținem la refrigerat. Pe următoarele două rafturi, unde sunt de obicei cam 2 grade, vom pune semi-preparatele, brânzeturile, care acestea la rândul lor trebuie ambalate în hârtie cerată și nu cu folie alimentară sau un pungi. Dacă decidem să fie cu folie, atunci trebuie să fie perforată care să treacă fluxul de aer mai ușor în frigider. Și bineînțeles, în ultimele două sertare de legume și fructe, este foarte important să nu le amestecăm, pentru că sunt unele fructe care degajă un gaz numit etilenă. Prin faptul că am amestecat aceste fructe cu legumele care sunt sensibile la această etilenă, practic se vor degrada mai repede și le vom arunca în final. Aceste fructe sunt merele, bananele, avocado, de exemplu, și atunci e bine să le punem pe blatul de bucătărie până se termină procesul de maturare și, dacă nu le-am consumat în timp util, fie le congelăm, fie le transferăm în frigider, cum spuneam, nu împreună cu legumele. De asemenea, în congelator, dacă... Aș vrea să te întreb și despre ouă, pentru că a fost o întreagă discuție dacă le punem pe ușa de la frigider sau nu. Da, pe ușa de la frigider, așa cum spuneam, în instrucțiunile și manualul de utilizare a frigiderului e recomandat să punem ouăle, tocmai pentru că acolo este o temperatură de aproximativ 10 grade, din câte știu. Și atunci în partea de sus se așează ouăle și untul, iar pe partea de mijloc și jos sunt acele sosuri semi-preparate și băuturile. În congelator, aici aș vrea, apropo de risipa alimentară, să ne organizăm în așa fel încât resturile de mâncare să le punem în recipiente transparente, să scriem data la care am pus preparatul și ce conține. În felul acesta, pe de o parte, că combatem această risipă alimentară, iar pe de altă parte, ne salvează pentru momentele în care nu avem timp să preparăm o masă, pur și simplu să diversificăm alimentația. Dacă sunt toate organizate cu etichete și cu termenul de expirare, în momentul în care suntem în criză de timp și nu putem să gătim o mâncare de la zero, putem să ne luăm un semi-preparat făcut de noi. Și cât timp am putea să ținem la congelator, de exemplu, un semi-preparat, sau dacă tăiem mai multe banane pentru shake,
shake-uri sau... În principiu, regula de 3 luni ar trebui să fie suficientă. E clar că unele legume pot să aibă un timp mai îndelungat, de asta în frigider, ar unele semi-preparate făcute de noi în funcție de combinația alimentară pe care am pus-o acolo, ar putea să aibă între 2 și 3 luni. Știm clar că noi românii mâncăm, de exemplu, un preparat mai multe zile la rând, cum facem noi, câte o ciorbă, adică nu suntem ca în străinătate, cei care prepară acum prânzul, mănâncă acum și atât. Cât e bine să ținem la frigider o mâncare preparată? E bine că ați amintit de străinătate, pentru că cele mai multe persoane în străinătate au aceste căni gradate, da, și tot felul de ustensile de măsurat. Aș recomanda să investim în astfel de căni gradate, pentru că ne-ar ajuta să porționăm mai bine. Am observat cu stupoare la mulți pacienți că nu au nicio reprezentare în a porționa și atunci gătesc cantități foarte mari și sfârșesc prin a le arunca. Și atunci, ca să avem o reprezentare, odată le cântărim sau le măsurăm ca să știm ce înseamnă 70 de grame de orez, care înseamnă aproximativ 8 linguri, să spunem, pentru o persoană adultă, sau 45 de grame, 4 linguri pentru un copil de 40 ani. Odată, dacă am făcut lucrul acesta, le vom ști pe viitor. Dacă avem, să spunem, invitați la masă și am gătit mai mult, avem ocazia să fim generoși, să oferim și altora să plece la pachet cu bunătățile pe care le-am preparat. Da, e o idee foarte bună asta, da, mai ales dacă le-a plăcut. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!